Alexandra Staicu, concurez în cadrul Federației Naționale Columbofile cu două tandemuri, un tandem cu tatăl meu, Staicu Alexandra plus tatăl, și cu soțul, Chireață Mădălin plus Alexandra. Este primul an în cadrul FNCPR, am început foarte dornică anul acesta, din păcate problema cu pandemia ne-a încurcat un pic treburile. Pasiunea am descoperit-o de mică, ajutându-l pe tatăl meu la pregătirea porumbeilor pentru concurs. În principiu el îmi spunea ce să fac, cum să îi pregătesc, avea el planul făcut. Dar pe la vreo 17 ani, așa 18, am început să mă implic mai mult. Mi-am dorit să am eu voliera mea, să încep să concurez singură în principiu. Asta îmi doream, să concurez separat de tati. Și acum vreo 3 ani am reușit să-mi construiesc voliera mea. Am convenit să zburăm împreună, să ne unim porumbeii. Mi-am făcut matca separat de el, dar lotul de zbor l-am combinat și i-am concurat împreună. De pregătirea porumbeilor, în principiu, mă ocup eu. Planul este făcut de mine. Pregătirea pentru concurs eu o scriu, dacă nu sunt acasă, tati are totul notat. Eu îi pregătesc tot ce trebuie să știe ce să le facă, cum să-i recupereze când vin de la concurs. Prefer categoria maraton, dar începutul nu a fost chiar așa. Prima dată am lucrat pe ce avea tati, pe porumbei comuni de la prietenii lui. Am avut rezultate bunicele chiar și la maraton. Campionul nostru pe maraton a fost de la un prieten de-al lui tati, Banculea Daniel. Porumbei buni care ne-au ajutat, nu doar la maraton. Am avut și o femelă pe viteză, demifond pui, în expoziția națională. A fost foarte bună. Și când am început să îmi fac matca mea, m-am tot gândit ce categorie să adopt. Prima dată am început cu construcția volierei. Am muncit cu tati cot la cot. Iarna am început voliera, mi-am dorit până în primăvară să fie finalizată, să pot să-mi zbor lotul de maturi din voliera cea nouă. Am adus porumbei de la... De fapt, am ținut legătura cu domnul Degeanu Florin și mi-a promis că îmi face cadou câțiva pui. Am adus porumbei de la domnul Degeanu, în principiu dumnealui având columbodromul Golden Pigeons, mi-a trimis porumbei de columbodrom. Eu am încercat să... Atunci mi-am dorit porumbei de demifond general. Am zis că o să prefer categoria asta, cu toate că eu tot cu maratonul eram. Am lucrat porumbei dumnealui, am avut câteva rezultate bunicele, chiar și prin expoziție la categoria general, la categoria fond, din porumbei dumnealui și am ales din tot ce mi-a trimis dumnealui, am ales cei mai buni și în momentul de față mai am două perechi de la domnul Degeanu. Am o pereche foarte bună de la Bogdan Oros, o pereche de porumbei excepțional de maraton, care niciodată nu mă dezamăgesc. Ca și pui, am zburat trei frați, 100% de la Bogdan Oros, toți trei veneau a doua zi, unul după celălalt, adică ei veneau tot timpul întârziați. Când s-au maturizat, am început să vină de față. Într-un final am încercat să mă axez pe porumbei de maraton. Am ales să îmi adaug la matcă porumbei de la Gelu Vochin, de la Mihai Marica, maratoniștii consacrați din zona noastră. De la Popescu și Lichi mai am porumbei și încerc să-i mixez cu ce am avut noi, cu baza crescătoriei noastre, și să obținem rezultate cât mai bune. În lotul de zbor avem la tandemul cu tati, am început anul acesta cu un număr de 70 de porumbei, am avut un pic mai mulți pentru că eu tot am adăugat la matcă și a trebuit să văd ce rezultate o să dea. Iar la tandemul cu prietenul meu am început cu 35 de porumbei. Ca și pregătire, cum am spus, îi pregătesc eu, eu fac planul de zbor, eu fac planul de încărcare, de recuperare. În principiu am folosit produse de la Bayer's,
Mâncarea a fost tot de la Bayer's, am folosit long distance-ul. Am mixat-o, amestecul de hrană, la tandemul cu tati este făcut 50% de noi, 50% cumpărat. Am făcut o mâncare mai light de la începutul sezonului, adăugând treptat long distance din ce în ce mai mult când ne-am îndreptat spre maraton. Pregătirea începe în funcție de etapă, urmăresc vremea, urmăresc vântul și în felul acesta îi pregătesc. Folosesc energy oil de la Bayer's pe mâncare în combinație cu condition. Încep cu 3 zile, 4 înainte de îmbarcare, încep condiționarea. Am folosit și produse pe bază de iod, Blissform. Un produs nou pe care l-am adăugat a fost Wonder Pigeon pentru musculatură. Eu zic că m-a ajutat foarte mult și acest produs. Pentru recuperarea porumbeilor de la concurs, folosim electroliți, am tot de la Bayer's, un produs nou din gama Bayer's Special am folosit, în combinație cu un produs de tricomonoză. Porumbeii mei tot sezonul nou au fost tratați cu antibiotic de tricomonoză, folosim tricococsan, un produs foarte, foarte ieftin. Îl dăm în prima apă la sosirea porumbeilor și nu am avut niciun fel de problemă cu ei. A doua apă a porumbeilor combinăm din nou, depinde de etapă. Depinde cât de grea a fost etapa, electrolit în principiu și tot timpul a doua zi folosesc sedocol. Asta e un sfat primit de la Bogdan Oros, el m-a învățat cu sedocolul a doua zi după etapă. Încercăm să evităm cât mai mult antibioticele, dar tratăm înainte de primul fond de respirație și dacă mai este cazul, înainte de penultimul maraton, tratăm de respirație. Antrenamentele, tot timpul începem de la fond cu antrenamentele, din același punct se fac antrenamentele. De la crescătoria cu tati avem aproximativ 70 de kilometri aerieni, de la crescătoria cu Mădălin avem 50 de kilometri aerieni. În același loc facem câte un antrenament, începând de la fonduri, când ne ducem spre maraton, între etapele de maraton, ajungem la chiar la 3-4 antrenamente între zboruri. Metoda de zbor pe care o prefer este naturalul. Încerc să trimit tot timpul porumbeii la concurs cât mai calmi, îi trimitem în principiu pe ouă, îi mai motivăm și cu puișori, depinde. Să nu fie niciodată porumbeii îmbarcați în goană, femeile avem mare grijă să nu plece cu primul ou la concurs, cu al doilea ou am mai băgat. Bine, am mai făcut noi și prostioare că nu puteam să mă abțin să nu-i bag, am zis că o să rupă norii, dar din păcate am mai pierdut femeile foarte bune. În trecut am concurat în cadrul UCP. Anul acesta, cum am mai spus, am trecut la FNCPR. La îmbarcări, să vă spun cum a fost, clubul de la UCP în principiu a fost ținut de mine și câțiva băieți. Adică eu mă ocupam de îmbarcări, de dosare, de tot ce era. Dacă venea mașina adăpare, hrănire, Alexandra era acolo. Totul se trecea prin mâna mea. Am ajutat foarte mult, zic eu, la club. Clubul a fost ținut, cum am spus, și de mine și de încă câțiva băieți și ne-am cam supărat, adică nu este ok să muncească o singură persoană pentru mai multe persoane. Ca și fată, nu știu să zic așa, depinde cu cine am avut contact, adică sunt unii oamenii care au ajutat, alții care stăteau pe margine și se uitau la mine cum munceam, cum căram la cuști, cum răneam porumbei, cum îi adăpam. În momentul de față, la FNCPR este ok, adică suntem o altă grupare. Cum continui să fiu în comisie, adică în momentul în care se face lista cu comisiile, sunt pusă la comisii, îmbarc porumbei cu mare drag, ajut cu mare drag, dar nu mai doresc să mă implic atât de mult. De unde plăcerea pentru columbofilie? Păi de la vreo 10-12 ani, când îl vedeam pe tati cu porumbei, mă duceam, mai stăteam cu el, mai la îmbarcări participam tot timpul, el nu voia să mă ia.
eu mă țineam după el, merg și eu la îmbarcare, merg și eu. Mi-a plăcut tot timpul să văd ce se întâmplă. Mi-a plăcut de mică să fiu în grupul cu băieții, să am fost mai băiețoasă, nu am fost cu fetele, cu jucărele, cu păpușele, mai bine cu băieții. Și poate și lucrul acesta. Și porumbei, mi-am dorit să fiu diferită tot timpul. Tot timpul eu am considerat că sunt diferită, că trebuie să fiu mai puternică decât bărbații. În momentul în care am decis să am voliera mea, am început să mă pregătesc, a trebuit să învăț tot ce le este necesar porumbeilor. A trebuit să știu ce boli pot să aibă, cum trebuie să fie tratați, cum trebuie să pregătiți. Și mi-am făcut din tot ce am citit, mi-am făcut ceva cum am crezut eu că este cel mai bine, cea mai bună cale pentru a ajunge spre succes. Nu sunt doar ca să mă joc cu porumbei, adică nu este doar o chestie, hai să ne jucăm, să facem poze și așa, de ceva timp nu prea mai postez foarte multe poze cu ei. Nu este doar asta. Mie îmi place să-i pregătesc, mie îmi place să-mi vină porumbei de la concurs, să știu că eu i-am pregătit, că eu le-am dat ce era trebuit, să le știu nevoile, să le știu tot ce le trebuie lor ca să dea rezultate de top. Asta îmi doresc. Tot timpul mi-am dorit să fiu cât mai sus, să-mi dezvolt toate aptitudinile necesare ca să fiu campioană la nivel național. Asta este dorința mea. Ca și prim pas anul acesta, pentru a ajunge pe podiumul național, am debutat cu locul 1 crescători maraton pe județul Gorj. Avem norme bunicele la Maraton Grand Prix, azi maraton, și ne dorim ca anul viitor să fie mult mai bun. În principiu o să desființăm una din crescătorii, vrem să ne mutăm crescătoria, o să zburăm anul viitor împreună cu tati, facem un tandem comun și pe viitor o să am voliera cu Mădălin, o să ne împărțim voliera pe jumătate, îmi doresc să avem un hol care să ne separe volierele, să am eu loturile mele de zbor, Mădălin loturile lui, să avem matca separată, să vedem care o să fie cel mai bună.